de la exaltarea față de ideea de revoluție și de fraternitate redescoperită, trec acum la Dante. Am o soare de oră să vă câștig de partea paradisului. E un pariu istoric, pentru că paradisul lui Dante, cum poate știți sau poate nu știți, a avut o posteritate diferită de posteritatea pe care a avut-o primul cânt din Divina Comedie, respectiv Inferno. Știm acest lucru nu din numărul de exegeze dedicate lui Dante și anume Infernului, ci din decizia celor care au ilustrat Divina Comedie să ilustreze cu precădere Infernul, modest paradisul și aproape deloc, iar când au făcut-o cu un soi de sială stângace, paradisul. Lucrul a fost remarcat de erudiți și a fost catalogat ca fiind o bizarerie. Răspunsul însă la această bizarerie este destul de simplu. Care e motivul pentru care Infernul, nu, trebuie afirmat ceva înainte. Dacă admitem cumva că între cele trei cânturi, Infernul, Purgatoriul și Paradisul, există diferențe de calitate, e o microfonie. Dacă admitem că există o diferență de calitate, atunci vom spune da. Motivul pentru care Infernul a avut o posteritate mai mare este pentru că este mai realizat artistic. Și deci e normal ca artiștii să fi rezonat la o calitate a poeziei mai mare. Dar vă rog să-mi faceți credit, ca de altfel nu inovez aici. Citiți orice dantolog semnificativ și veți vedea că nimeni nu a spus vreodată că paradisul este mai puțin realizat estetic decât celelalte două cânturi. Prin urmare, nu din diferența de realizare artistică rezultă tratarea diferită în posteritate a Infernului față de paradis. Ci explicația trebuie căutată în altă parte. Și răspunsul este destul de simplu. Ca să înțelegi un text poetic, trebuie să ai cheile perceptive ale poemului. Cheile perceptive trebuie înțeleasă, noțiunea de cheie perceptivă trebuie înțeleasă în două sensuri. Un sens este cel intelectual evident. Trebuie să înțelegi la ce se referă autorul și să ai referințele lui de inteligibilitate. De exemplu, dacă el îl evocă pe Enea din Troia, trebuie să știi ce a fost Troia și trebuie să știi ce legătură avea Enea cu Troia. Dacă ai aceste noțiuni, atunci înseamnă că ai instrumentele intelectuale pentru a înțelege ce spune poetul. Dar mai este un sens în care noțiunea de cheie interpretativă trebuie perceput. Și anume sensul senzorial. Sunt chei senzoriale pentru a pricepe o poezie. Și am să vă dau un exemplu care ne stă la îndemână. Luați poezia lui Hölderlin sau poezia lui Trakl sau poezia lui Rilke. Am dat exemplu de autor de limbă germană. Ca moderni, noi avem cheile perceptive pentru înțelegerea acestei poezii. Pentru că sensibilitatea noastră de modern este afină. Ea are cheile senzoriale pentru a pricepe carnea imaginilor care ni se propun. Dacă vă duceți la un autor clasic din zona franceză, la Corneille sau la Racine, sunt autori pentru care cheile perceptive moderne nu sunt atât de limpezi, nu sunt atât de adecvate. E motivul pentru care îl resimțim pe Racine, care este un poet ultim. Adică, vă dau exemple unul și unul. Îl resimțim pe Racine învechit. Simțim că e ceva obsolet.
ceva care nu mai e cu adevărat al nostru. Motivul nu este că s-a învechit rasism. Motivul este că cheile senzoriale de acces la imaginile și la sensibilitatea lui nu mai sunt de plin ale noastre astăzi. Și atunci trebuie să facem un soi de recuperare. Dar ce interesant este că recuperarea nu este de natură intelectuală, deși folosește intelectul, ci este de natură senzorială. Teza pe care o avansez, explicația la posteritatea asimetrică a infernului față de paradis, este că noi am pierdut cheile senzoriale ale paradisului. Altfel spus, paradisul nu mai este în simțurile noastre. Infernul, da. Și avem un sentiment de instantaneitate față de imagistica lui Dante din infernul. În purgatoriu, cât timp se chinuiesc oamenii, mai e. Dar când ajungem în paradisul terestre, adică pe culmea muntelui purgatoriu, începem să simțim că imaginile lui sunt prea rarefiate. E ceva, parcă a pierdut din densitate. Ce a pierdut este ceea ce aș numi fracții de grele ale sensibilității. Și acum, a doua afirmație tare pe care o fac. Prima este asta, că cheile senzoriale sunt cele pe care le-am pierdut în privința paradisului. Altfel spus, paradisul din simțurile noastre. Ce a rămas în simțurile noastre este infernul. A doua teză tare este următoarea. Asta e cameretică, să știți ce vă spun. Din punct de vedere artistic, cel mai realizat gând este paradisul. Am zis-o. Asta nu înseamnă că infernul e mai puțin realizat. Dante este perfect. Este ca și Shakespeare, ca și... Nu știu, nu sunt mulți în felul ăsta. Să știți, nu sunt, sunt foarte mulți poeți mari de tot. Dar de dimensiunea asta sunt foarte puțini. La noi e unul singur, este Eminescu. Deci infernul și purgatoriul și paradisul sunt perfect făcute estetic. Adică Dante este stăpân pe mijloacele lui literare, în egală măsură în toate câmpurile. Dar ceea ce mă îngenunchează la propriu, la acest poet, și nu găsesc la Shakespeare, de exemplu, este faptul că instrumentul lui poetic, atunci când construiește paradisul, acolo unde simțurile perceptive sunt paradisiace, acolo unde fracțiile grele ale vieții și ale senzorialității noastre nu mai constituie materia de formare a imaginilor, ei bine, aceste mijloace poetice ale lui nu dau greș. În acest sens, cel mai realizat gând din Divina Comedie este paradisul, pentru că acolo el nu mai poate dispune de mijloacele, ca să spun așa, facile, care țin de fracțiile grele ale experienței. El trebuie să folosească o materie care este foarte rarefiată. Și cu această materie rarefiată, el face o poezie uluitoare. Experiența mea personală în privința paradisului este următoarea. Eu l-am citit pe Dante pentru că, într-o cheie morală inițial, pentru că maestrul meu, Henri de Montherlant, mă învățase că, între toți scriitorii, cel mai mare maestru de dispreț pentru ceea ce merită disprețuit este Dante. Și cheia în care m-am apropiat de el ca adolescent a fost cheia disprețului. Sună foarte stran. Dar pentru mine era un învățător. El m-a învățat ce merită disprețuit și aveam încredere în el pentru că mi le recomandase Montherlant pe care juram. Și am observat citindu-l și adolescenții știți cum citesc. Ei citesc ca și când își dau o teză la Dumnezeu. Adică e foarte serios ce face un adolescent. El nu face ca să bifeze un examen. Miza lui e Dumnezeu. Miza lui este totală. El și Dumnezeu sau nimic. Și așa,
și citind în felul ăsta Dante, mi-am dat seama că în paradisul, unde nu mai aveam senzorialitatea care m-a ajutat să percep paradisul, infernul și purgatorul, Dante folosește un soi de pedagogie a simțurilor. Asta este al treilea lucru tare pe care vreau să-l spun. E tare pentru că eu cred în el și nu sunt sigur că nu este consensul specialist. Nu știu dacă specialiștii o să fie de acolo. Dante înțelege, pe genial, înțelege că imaginele pe care le folosește nu mai au o bază senzorială pe care să o poată împărtăși cu toți. Și atunci, paradisul reprezintă de cum din paradisul terestre, cei doi Beatrice și cu Dante se înalță în sfera lumii, din acel moment funcționează un soi de pedagogie a senzorialității. Teza tare este că Dante ne învață cum să regăsim simțurile paradisiace. Să știți că asta este foarte tare și vă spun pe creditul meu, ca cititor de Dante împătimit, funcționează. Cel mai important autor care m-a învățat cum se recapătă simțurile paradisiace este Dante din Paradis. El ne oferă și niște indicatori. Anume, în primul când din Paradisul, el folosește un neologism, îl inventează, care pe românește se traduce prin transumanare. Transumanare este din Italia. Și care spune următorul lucru. Omul intră, de îndată ce pășește în Paradis, într-un mecanism în care natura lui umană se îmbunătățește treptat, adică se transumanează. Sensul, conținutul transumanării este redescoperirea capacității de a resimți lumea ca pe un miracol. Altfel spus, redescoperirea paradisului din simțul. Nu din cap, nu din aspirația morală, nu din devoțiunea religioasă, nu din pietate, ci din simțul. Să știți că Dante este foarte tare. Asta am încercat să fac. Ediția pe care o aveți aici, reia în prima parte, Ochii Beatricei, nu m-a arătat cu adevărat lumea lui Dante, pe care am publicat-o în 2004, într-o formulă foarte frumoasă, excepțională. Deci una dintre cărțile pe care Humanita s-a făcut, Luscov este cel care a avut ideea cu mine, formatul, răuțos, după aceea, cartea a fost tradusă de Smaranda Elian, care îi mulțumesc, îi sunt foarte recunoscător, a fost tradusă din italiană și în italiană a avut cititor. Printre care, unul dintre cititori a fost cardinalul Pravazi. Pravazi m-a invitat în 2012 sau 2011 să țină conferință la Pontificia. Și, în vederea acestei conferințe, am folosit, firește, tot materialul iconografic sau are parte din el, dar am reconstruit într-o manieră rațional mai constrângătoare argumentul pe care l-am dezvoltat în Ochii Beatricei, dar într-un fel dialogat. Pentru că în Ochii Beatricei, care transcrie o conferință, mă adresam oamenilor, cum mă adresez dumneavoastră, și acolo argumentele sunt persuasive. Ele țin de gestică, de pop, de imagine și așa mai departe. Aici am reconstruit rațional și constrângător argumentul referitor la cum arăta cu adevărat lumea lui Dante. Deci prima parte reia nevalietul, cartea din 2004, și ea este dublată cu un eseu interpretativ în care reiau argumentul într-o manieră mai strict rațională. Așa că dacă veți dori să adăugați în bibliotecă primei ediții această ediție, să știți că ea este aduce ceva nou. Vă mulțumesc foarte mult!